Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre prospețimea peștelui. Peștele este un produs alimentar ușor alterabil, motiv pentru care starea de prospețime va fi urmărită cu atenție și păstrată din momentul prinderii până la darea lui în consum. Este necesar să fie cunoscut faptul că după scoaterea din apă, peștele se încălzește câteva grade, suferă o serie de procese biochimice și devine un mediu prielnic pentru microbi din mediul înconjurător și cei din tubul digestiv. Datorită acestei modificări de temperatură, carnea de pește este supusă mai repede altelării decât carnea animalelor. La animale domestice sau sălbatice, după sacrificare sau împușcare, fenomenul se petrece invers, adică temperatura cărnii scade. Un rol mare în alterarea cărnii de pește are mucusul, care acoperă pielea și sozii. Când peștele este în apă, stratul de mucus ușurează alunecarea în mediul acvatic, ferește pielea de uscare, împiedică pătrunderea substanțelor străine și are un rol de reținere și distrugere a microbilor. După prindere și scoaterea peștelui din apă, mucusul alterează ușor, devenind și un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor ce invadează stratul muscular și accelerează descompunerea cărnii. Microbii găsesc un mediu prielnic de dezvoltare și în bronhii, de unde se răspândesc destul de ușor în carne. În afară de mucus și bronhii, intestinul constituie o altă zonă importantă de mulțire a microbilor, răspândirea lor în carne și grăsime găbește procesul de alterare. Pentru a împiedica activitatea și dezvoltarea microorganismelor, este indicat ca după prindere peștii să se păstreze fiind plase introduse în apă sau să se procedeze imediat la sacrificare. Este contraindicată moartea agonică. Eviscerarea, scoaterea bronhilor și îndepărtarea mucusului exterior. Mucusul se șterge ușor de pe corp cu o soluție slabă de care de sare sau cu un tampon înmâiat într-un amestec diluat de alcool. Sacrificarea se poate face prin înțeparea creierului cu un ac. Aceste măsuri sunt necesare în special vara, în zile cu temperaturi ridicate, când peștii se alterează foarte repede. Alterarea peștelui are loc după dispariția rigidității sau în înțepenirii, când în funcție de temperatură și umiditate, microbii se mulțesc și invadează țesuturile. La pești, rigiditatea, înțepenirea se instalează la puțin timp de la prindere, cea de-a doua fază, maturarea, are loc imediat după dispariția rigidității și marchează totodată începutul procesului de descompunere și alterarea cărnii. Instalarea și durata rigidității la pește depinde de specie, temperatură, vârstă, starea de sănătate și așa mai departe. Astfel, peștii bolnavi intră în rigiditate mai repede decât peștii sănătoși și la scumbie rigiditatea apare în câteva minute de la prindere și durează o oră în general. La celelalte specii rigiditatea apare la 20-30 de minute și durează 3-4 ore. În perioada de rigiditate, peștele are o mare rezistență antimicrobiană, iar procesele biochimice se desfășoară lent. La stabilirea stării de prospețime a cărnii de pește se vor lua în considerare mai mulți factori de apreciere. Un indiciu prețios în aprecierea prospețimii și integrității cărnii de pește nu constituie deformarea corpului peștelui, sunt influența greutății. Când este ridicat de mijloc în acest sens, peștii cu greutate mai mare de 0,5 se așează cu mijloc al corpului pe 1 sau 2 degete ale mâinii, cei cu greutăți de la 5-10 se așează în palmă. Pești mai grei de 10 se pun pe un scaun îngust în așa fel încât extremitățile se atârnă. Cu cât corpul peștelui se arcuiește mai mult, cu atât gradul de prospețime este mai scăzut. Această probă va fi completată în cazul de nesiguranță cu examinări suplimentare utilizate și la carnea de vânat, fierbere și așa mai departe. Prospețimea cărnii de pește se poate aprecia și pe miros, însă pentru orientare justă nu se va lua în considerare mirosul existent la suprafața corpului sau cel din zona capului, întrucât mucusul de pe solf, cât și bronhiile se alterează mult mai repede decât musculatura. Ștergerea mucusului, îndepărtarea imediată a soluțiilor a bronhiilor sau a capului în totalitate pot elimina pericolul extinderii alterării și în restul corpului, precum și a exclude în întregime de la consum. Mirosul de mâl de baltă nu are nicio legătură cu procesele de alterare a cărnii, în schimb un miros pronunțat și înțepător de pește indică un proces de descompunere. Cu stimă și respect față de persoanele care mai sunt videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!